eu am început să fac niște research despre experimentul Pitești și mi s-a părut un subiect așa de fascinant și așa de interesant, cel mai mult din punctul de vedere că mulți oameni nu știu despre experimentul ăsta. Și am avut ideea să fac un film despre experimentul Pitești. Dar după o perioadă foarte scurt, am dat seama că este de fapt imposibil să faci un documentar clasic despre subiectul ăsta. Pentru că mi se pare că când încerci să faci un film despre un subiect așa de grav și așa de dureros, se întâmplă un proces de sanitarizare, adică we sanitize what we see. Și într-un fel, când vezi un film despre, de exemplu, despre Holocaust sau despre genocid în Rwanda, we file it away in a certain part of our brains which says this happened to other people somewhere else at another point in time. Și e foarte greu să faci un film care chiar aduce acasă faptul că asta chiar s-a întâmplat și oamenii chiar au suferit și să creez starea asta în audiență. Și cred că în filmul ăsta am încercat să nu fac un film care a spus, de exemplu, anii 90 a fost o perioadă de debusulare completă în care oamenii nu știau ce se întâmplă. Și că experimentul Pitești a fost o încercare la de manipulare, etc. Și faptul că în ziua de azi oamenii sunt manipulați, etc. În loc să fac un film care spune asta, am încercat să induc în audiență starea asta. Când a venit înapoi, era complet, complet schimbat. Noi am folosit un subsol la Institutul de Metrologie, la care nu avea voie să vină nimeni. Era totul normal, totul era ceea ce simțeam noi în momentul ăla și se întrepătrundea cu ceea ce aveam de făcut ca să... Dar fii atent că Carmen nu lucrează la Radio România. Nu lucrează la Radio România. Asta e parte fictivă. Adică prin o mică chestie adevărată am încercat. Adică sunt multe chestii fictive acolo, dar multe au o bază reală. Adică, de exemplu, domnul Justin Capă nu a făcut experimentul ăsta cu valul de unde, dar a făcut multe experimente extrem de esoteric. La un moment dat i-a povestit cum a făcut o bară de fier să levitează folosind numai frecvențe. Chestii de genul ăsta care pentru mine sunt fascinant și nu știu cum să abordez. Și el oricum e foarte interesant. A fost Dumnezeu să iartă, el a trecut acum o lună, cred. El a fost tot timpul interesat în zona asta de esoteric care este la limită de teorii de conspirație. Adică multe chestii care am discutat cu el, că sunt foarte, foarte esoteric, cu Tesla și... Da. Nu că e 100% clar. Deci, practic, ai pornit de la domnul Anton și domnul Andrei și soțul, nu? De la ca personaje sau nu? Da. Pentru că sunt curios cum s-a construit, de fapt. Pentru că înțeleg că ați făcut-o ca și când ar fi un documentar, dar sunt curios cum s-au legat, cum să zic, cum a ales celelalte personaje, în funcție de ce, știi? Adică... Eu am avut structură în cap de la început. Dar știam că sunt niște elemente care îmi trebuie neapărat. De exemplu, eu am făcut un interviu cu Justin Capra, oricum, pentru BBC, un an înainte. Și am avut un cap să fac ceva despre Justin Capra. Adică am zis, neapărat trebuie să filmez cu Justin Capra. Și filmul ăsta a dezvoltat organic. Adică nu... Am avut un blueprint la început. Știam că vreau să spun povestea, experimentul București, primul poveste de dragoste. Și neapărat se implică Justin Capra. Și că am nevoie de un guru, de exemplu, care... New Age American, go out there, kill everyone, free market economics guru.
Dar când am găsit personaje, s-a schimbat. Când am început să filmez, s-a schimbat. Când am început să montez, s-a schimbat. Adică, cred că am lucrat pe filmul ăsta, nu știu, 10 luni sau ceva, dar o mare parte nu am filmat nimic, pentru că și pentru că am filmat tot care vezi un film este filmat numai de mine, adică nu a fost cu echipă, nici nu am avut sonorizare, adică am pus un Zoom handy recorder pe lângă și am făcut sincron. Și faptul că a durat un mult timp și faptul că nu am avut script și nu am avut buget și nu am avut casă de producție a dezvoltat organic și a fost un soi de proiect care, dacă aș fi mers la o casă de producție cu ideea asta, ar fi zis, du-te mă de aici, ești nebun, adică pleacă de aici, asta nu o să funcționeze. Și până la, eu cred că am filmat 6 luni și eram convins că nu o să iasă. Am fost convins că contrast între ficțiune și realitate este prea mult și o să fie, oamenii o să ies din cinema și să zic, asta e o blasfemie, cum poți tu să îndrăznești să combini cea mai neagră epocă în istoria României cu o ficțiune. Și asta tot timpul a fost pe capul meu și eu eram să pun lucrul în sertar și să las acolo și zic, bine, am învățat ceva, hai, următorul proiect. Cred că persoana care mi-a ajutat cel mai mult a fost Cătălin Cristuțiu, care montează și este un bun prieten de meu, prietenul meu de mult timp. Și am arătat, am fost foarte rușinos, recunosc, am fost la el cu un DVD și eram așa, nu știu dacă o să-ți place, dar chiar am fost foarte rușinos și speriat că a fost, este un proiect riscant. Și în special că am făcut efectiv singur, am avut ideea că e prea experimentul. Și Cătălin Cristus a fost foarte pozitiv și a zis, schimb aici, schimb aici, aduce aici un pic. Am mers, am mai filmat și după aia am mai luat feedback de la alți oameni. Corneliu Porumboiu mi-a dat feedback care a fost foarte important, care m-a ajutat enorm. Dar a fost un proiect care eu am fost absolut pregătit să las la ultimul, the last hurdle, știi, să zic, bine, am învățat, am făcut un film de o oră și am învățat ceva și o să-l las. Și, de fapt, am amintesc de asta numai vorbind cu tine acum, a fost selecționat de TIFF, că am trimis un DVD la Mihai Kirilov și când a fost selecționat, am panicat și am vrut să retrag din competiție. Nu din competiție, că nu am fost în competiție, dar am vrut să retrag și am gândit foarte, foarte mult să retrag. Și când a fost primul proiecție la TIFF, am fost extremely defensive. Știi, am fost, adică am vrut să apăr filmul ăla, am fost, nu, cred că nu îți place filmul ăsta, dar ce vroiam să zic este că nu se, adică chiar am fost amalat pentru bătaie acolo. Și acum a rulat, a fost la festivalul, am avut, și acum vezi, sunt mai relaxat. Dar să nu fii prea dur cu mine, că o să post-traumatic stress disorder, știi, așa că o să încep să plâng, poate. Am prins asta dacă cumva există și în film cumva polemizează cu felul în care este portretizată, să zicem, Revoluția Română, toată mitizarea asta care se face în jurul ei și, mă rog, lucruri mai puțin cunoscute, cum ar fi experimentul de la Pitești. Da, sunt multe chestii, it's like multi-layered. Și asta este o problemă. Nu are un narrativ prea curat. Adică asta e chiar o problemă cu filmul ăsta. Dar, yes, that's a real understatement, right? Dar, am vrut să fac un film de experimentul Pitești. Dar am dat seama că nu poți să faci un film de experimentul Pitești dacă nu faci un film și despre ce s-a întâmplat în 1989. Pentru că trebuie să explic și perioada post-revoluționară, să explic ce s-a întâmplat acolo,
să înțelegem de ce nu știm în ziua de azi despre Experimentul Pitești. Adică, efectiv, dacă vrei să faci un film ca lume despre Experimentul Pitești, trebuie să, efectiv, treci prin toate perioadele istoriei României. Pentru că eu nu vreau să fac un film care a spus ce mizerie a fost înainte de Revoluție, uite ce crime au făcut comuniști, ce nasol a fost în anii 50, ce bine că n-am scăpat. Pentru că încep să faci propagandă pentru regim care avem în ziua de azi. Domnul Aristide Ionescu a zis că cel mai nasol chestie este nu tutorul care a suferit, dar situația politică în ziua de azi. Și când am auzit asta, am fost wow! Adică cum poți să spui așa ceva un om care a trecut prin atât de tortură? Și dacă este o singură persoană în lume care are dreptul să spună asta, este domnul Aristide Ionescu. Dacă aș spune eu, ar fi o prostie. Eu nu am trăit, eu nu am suferit, eu nu am trecut prin toate astea. Domnul Aristide Ionescu are dreptul, e singurul om care are dreptul să spun că în ziua de azi e mai rău. Și mi se pare ca regizor, dacă nu subliniez de 3 ori în roșu stare politică în România în ziua de azi, nu este corect. Și noi suntem mințiți și batăjochiți. Batjocoriți în ziua de azi, este o tragedie, adică este obligația ta ca regizor, dacă vrei să faci un documentar de genul ăsta, să subliniezi faptul ăsta. Și nu vrem să fac un documentar de genul ăsta, care este restrictiv în scop. În presă nu a apărut pentru că sunt presiuni foarte mari ca acest subiect să nu apară nicăieri. Există și acum o nostalgie pentru timpurile trecute. Neapărat pentru regimul politic și opresiune, cât pentru tipul de societate de atunci, colectivul, care exista și coeziunea între oameni, pe care o pui în contrast cu sălbătăcia capitalismului care a urmat după, în principiul acea anilor 90, care a născut tipul de societate individualistă, egoistă de astăzi. Și întrebarea mea e de ce ai ales să prezinți lucrurile din perspectiva asta, adică chiar dacă înțeleg că e un fals documentar, pot să zic că e o sumă de stereotipuri pe care o pui pe ecran. Cred că răspunsul scurt ar fi să fiu sincer și să zic că eu sunt mult mai simpatizez mult mai mult cu nostalgia asta, cred, decât tu. Evident, este o prostie să fii nostalgic și să zici ce bine a fost atunci și nu știu ce, adică spun asta nostalgie. Nu sunt de acord. Dar mi se pare dacă noi suntem așa de siguri că în ziua de azi 100% tot în România este mai bun decât înainte, eu nu pot să fiu de acord cu asta. Și dacă într-un fel întrebarea ta este dacă este un film de stângă. Adică la bază, știi? Adică sau dacă are, sau poate vrei să întrebi dacă are o simpatizie de stângacismul într-un fel, știi? Nu. Okay. De fapt, nu te întrebam dacă ai simpatie de stânga, adică asta e, mi se pare că e relevant, dar nu în direcția în care am vrut să te întreb eu. Întrebarea mea se referea strict la această perspectivă din care ai ales să privești, pentru că e destul de în alb și negru. E destul de înalt și negru. Nu cred că poți să zici că e alb în negru în același timp în care văd pun pe ecran cea mai mare crimă care a făcut comunism. Adică, sunt două regimuri diferite. Păi tot a fost regimul comunist. A fost perioadele diferite, dar tot sub etichetă comunist putem să încadrăm. Înțeleg că au fost perioade de comunism mult mai barbaric, mult mai soft, mult mai deschis, mult mai închis, dar cred că, într-un fel,
Știi ce vrei să zici? Și cred că oamenii vor de la mine o decizie clară, știi? Sau o perspectivă clară. Tom, comunism a fost bun sau nu? În ziua de azi e mai bun sau nu? Eu am avut un... Eu sper că filmul meu nu este un polemic. Nu spune că... N-are cum să fie, dar are. Speranța mea este că nu este un film polemic, ci joacă în limită de griji. Adică, pentru mine, cinema este despre zona asta gri, știi? În care nu există un right answer. Capitalism is the answer. Free market economics is the answer. The centralized market state is the centralized socialist state is the answer. Mi se pare că când un regizor vine cu un polemic de genul ăsta, you turn off, you're not interested. Și eu am vrut oamenii să pun întrebările și sper că dacă ești un free market capitalist și un neo-Reaganite și vezi filmul ăsta, o să pui niște întrebări despre sistemul capitalist. Și în schimb, dacă ești un hardline communist, like the guy in Italy was, sper că în același timp o să pui niște întrebări. Între cei intervievați, cine, care dintre ei, adică mă gândesc la cel ofițer SRI, a fost... Wow. Ce a... Eu am fost singurul om în istorie România care a stresat SRI la telefon. Pe bune. Am sunat la SRI, la birou de presă zilnic. Domnule, eu sunt... Eu fac niște reportaje pentru BBC și sunt capabil să mint un pic când e necesar. Domnule, eu sunt ziarist de la BBC și trebuie să pun niște întrebări despre un experiment care de fapt nu exista, dar aș dori să fac un interviu ca și cum ar fi existat, ar fi posibil. Și după aceea da, o să trebuie să fac un proces scris, nu știu ce, am scris, am sunat. Și, bineînțeles, serii nu au fost interesați să negează experiment care nu s-a întâmplat. Și după aia am început să apelez pe prietenii mei on the underground serii circuit. Și am ajuns la domnul, trebuie să mă ajuți cu nume, Costin George, care este un om fenomenal, am fost super impresionat cu el. Dai seama, el a primit un apel de la un englez care a vrut să facă un interviu despre un experiment care nu a existat și el a zis da. Adică pentru mine este incredibil. Am întâlnit și nu a fost greu să-l conving. Am fost la o cafenea cu el, am explicat ideea, mi-a arătat foarte ciudat și a pus pe gânduri. Și după aceea am sunat din nou și a zis, hai să facem. Că am zis, vreau numai să spui că experimentul nu s-a întâmplat. Și a zis, păi, experimentul nu s-a întâmplat. Și am zis, bine, dar vreau să filmez în timpul care spui asta. Și am avut o impresie foarte bună despre el. Și a fost deschis și, nu știu... Nu vreau să comentez despre istoria lui politică, nu e locul meu. Dar a fost un om foarte ok. Foarte, foarte ok. Și am apreciat ceva. Ce anume v-a determinat dumneavoastră să acceptați să intrați în acest proiect? Pentru că, până la urmă, jucați un rol, deci, practic, nefiind actriță. Adică e un proiect în care ați intrat, înțelesul foarte îndelungat, pentru un prieten, cu un prieten adevărat. Dar ce anume v-a determinat și ce așteptări aveați și ce s-a întâmplat în timpul lui pentru dumneavoastră, apropo de proiect? Păi, când mi s-a propus, am luat-o ca pe o provocare și am spus să... Mi-am adus aminte că în tinerețe am dat și eu la IATC și n-am luat ce era acolo, da? Și zic, mă, ia să încerc. Dacă n-am putut atunci, e o provocare. Ia să încerc și eu acum. Și am încercat și... Și am fost, pentru mine a fost minunat, m-am simțit foarte bine și mai ales că am lucrat cu Tom, plăcerea era de partea mea. Adică tot timpul când spunea trebuie să facem treaba astăzi, eram pregătită pe cai. Deci eram pregătită, de-abia așteptam.